14 sud-africani joacă la echipa de rugby a lui Dinamo. Toți iubesc sarmalele, vor să-și ia cetățenia și să joace pentru România. Cel mai vechi dintre ei a devenit Ionică. Johan van Herden e de 8 ani în România. A luat cetățenia și joacă pentru România. Cum e convins să vină aici? Băieții îți place femeia aici în România mai mult, fetele, și să ieși în centru. Sud-africanii au fost cuceriți de mâncarea românească. I really love sarmale. Am niște prieteni care fac sarmale bună și băieții mereu cere, te rog, fac și pentru noi. Pentru ei, fiecare săptămână se termină la fel. Cine trage bila neagră, face grătarul. Do you want to stay here in Romania, like Ionica? Definitely, I would like to stay here and also maybe play one day for Romania. Romania! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.